din moment ce cunosc învățătura, cum devine în față pe invers. Nu cunoștem-o desăvârșit. Pentru? Nu o cunoști desăvârșit. A. Nu o simți la nivel fiziologic. Nu ești hotărâtă să-ți pierzi viața pentru ea, să renunți la speranțe, să fii cu cineva. Nu ești încă pregătită, mai speri. Deci lucrurile nu se pot schimba dacă nu renunți total. Deci dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat este pentru că nu există suficientă susținere. Nu, nu este suficient de convins. Adică tu, dacă faci o restrângere și mai departe o faci condiționat, în speranța ca el să te răsplătească, dar trebuie să te predai total lui. Mai atunci situațiile se schimbă. Adică efectiv să nu îți mai faci vreo problemă. Când uiți complet de așteptările tale, atunci poate să apară o schimbare. Dar deci situația asta în care treci, și trecem fiecare prin situații asemănătoare, deci trebuie convingere, hotărâre definitivă. Deci numai dacă renunți complet la orice speranță, atunci se schimbă viața. Adică pur și simplu ești indiferent. Nu mai vrei ceva anume. Că noi dacă facem restrângere, o facem condiționat. Că, în speranța că ceva se va schimba. Știi? Dar, deci noi îi punem condiții lui. Uite, eu fac lucrul ăsta, mă restrâng, dar să-mi dai ceea ce doresc. Nu așa. Trebuie să renunți complet la speranțele tale. Să lași total speranțele tale, să nu vrei nimic. Și atunci, pur și simplu restrângerea s-o faci pentru că așa ați venit să o faci, nu pentru un scop. Nu, s-o faci ca să te unești cu Divinul, pentru că restrângerea în sine e unirea cu Dumnezeu. Și unirea cu El îți dă cea mai mare bucurie posibilă. Deci a ți se împlini vreo dorință nu înseamnă nimic, e zero, față de prezența lui Dumnezeu. Deci tu când te lași în mâna Lui, te lași pentru El ca să trăiești, să-L ai pe El, să-L simți pe El prezent cu tine. Deci pentru El, nu ca să obții tu ceva din viața asta, n-ai nevoie. Pentru okay, că nu egalează nimica. Deci să zice că îți dă ceva din viața asta, dar îți dă pentru un eu. Eu va fi tot timpul nemulțumit, că nu corespund lucrurile. Deci noi nu lucrurile, dorințele trebuie să le împlinească, să dorim prezența Lui. Numai prezența Lui îți face ca lucrul acela să nu plece, să nu se destrame. Atunci asta rămâne singura dorință pe care eu o pot face atunci când fac restrângere. Da, numai prezența Lui. Deci trebuie să înțelegi că restrângerea respectivă e chiar prezența Lui. Și nu un scop anume din spatele ei. Niciun scop. Dacă o faci condiționat, El știe că o faci condiționat. Deci nu o faci ca să fii cu El. Nici nu-ți dă nimica. Deci nu fac restrângeri ca să obțin un loc de muncă sau ca să obțin o anumită situație în viața mea. Pur și simplu pot să spun, Doamne, fac restrângerea doar pentru toată viața. A obține prezența Ta. Toată viața. Deci toată viața fac restrângerea pentru tine, să te simt, să fiu cu tine, să te trăiesc. Este cea mai mare bucurie a noastră, este prezența Lui. Nu să ți se dea un serviciu sau mai știu ce. Înțelegi? Deci când îți vei pune ca scop al vieții să te dăruiești indiferent cum sunt oamenii, te supui, faci reținere și mai departe, dar nu o faci pentru ca să obții o poziție socială, o slujbă, ca să te căsătorești. Nu, nu o faci cu un scop. Dacă o faci cu un scop, ți se opune. Știe. Știe la fiecare din noi ce vrea. Mie mi-a purtat în vis și mi-a zis, știu că tu îți dorești ceva foarte mult. Îl vei avea cu toate că nu știu la ce îți va folosi. Mașină de scris. Deci ai văzut cum a zis, știu. Mi-a zis așa, tu nu mi-ai cerut nimic niciodată. Știu că îți dorești ceva foarte mult. Înțelegi? Să nu-ți dorești nimic.
Deci acum a venit răspunsul, ce înseamnă. Să fie viața ta, să fie un sacrificiu continuu și nu contează, îți dă, nu îți dă, ai, nu ai. Deci, repet, a zis știu, deci tu nu mi-ai cerut nimic niciodată, deci nu i-am cerut. Și pentru că nu i-am cerut, el a venit singur. Deci tu necerând nimic la el, el poate să vină și zică știu că tu îți dorești ceva foarte mult și îl vei avea. Și ți-l dă. Dar ți-l dă numai după ce vede că tu tot timpul nu ceri nimic, nu vrei nimic, nu faci nimic ca să obții ceva pentru tine, tot timpul ești într-o dăruire și sacrificiu de sine continuu. Că așa a pățit și David, sau cum îl cheamă, Solomon. Solomon tot așa a zis. Nu? Dumnezeu i-a zis știu, pentru că ai făcut mii de jertfe de sine, iată-mă, ce dorești. Deci nu s-a uitat la el. Deci scopul vieții lui nu a fost să câștige ceva de la Dumnezeu. Scopul lui a fost gratuit. A dăruit gratuit ca să-l simte pe Dumnezeu. Că noi nu înțelegem că dăruirea respectivă e chiar prezența lui. Păi ce poate să fie mai mare decât prezența lui? Niciun serviciu nu contează. Nici o căsătorie nu înseamnă nimic. Că e... Deci tot ce este făcut prin ego sau datorită unui ego se va destrăma. Va fi suferință, va fi nemulțumire, va fi înșelare, va fi trădare, va fi minciună. Nu se poate. Deci omul ce vrea? Vrea să fie sufere. Deci el când face ceva și face dintr-un ego, el va avea suferință acolo, nu va fi fericit deloc. Deci nu ceva obiectual trebuie să caute de la viață, ci trebuie să caute să trăiască pe Dumnezeu. Asta e cea mare fericire a lui, nu lucrurile particulare din viață. Nu situațiile, nu țelurile omului obișnuit. Alea nu înseamnă nimic, alea sunt distruse, Dumnezeu le distruge. Ele sunt acolo ca să fie distruse. Deci orice pui cel din lumea aceasta se va destrăma. Nu poți să pui celul din lumea asta. Nu poți deci să pui decât iubirea pe primul plan. Iubirea ce este? Iubirea este necondiționată. Nu vrea nimic pentru sine. Deci aș putea face o listă cu țelurile, cu obiectivele și atunci o să știu exact toate alea au să fie distruse. Alea toate care le pui pe hârtie și sunt dorințele tale, nu se vor împlini. Exact. Are cum? Pentru că întotdeauna se împlinește numai când îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. El știe ce ai nevoie. Mi-a zis, știu că ai ce ai nevoie. Știu. Deci nu e nevoie să cer tu ceva, nu știu ce. Noi avem nevoie să fim cu El. Numai prezența Lui îți împlinește orice fel de vis. Orice vis. Dar nu e nevoie să cer, îți dă El. De ce? Că tot ceea ce vine de la El... este ceva mare fericire și te surprinde și rămâne. Păi pe tine te interesează să rămână, să nu intri în conflict. Uite, ai vrut tot felul de servicii, ai intrat în serviciile acelea, ai intrat în conflict. Da. În toate. Și la stomatologie și dincolo și în Italia. Deci în toate trei ai intrat în conflict. Era voința ta. Ai voință foarte puternică. Deci, ajută-mă să înțeleg. De ce am intrat în conflict? Pentru că mi-am dorit locurile alea de muncă? Da. Mi-am dorit locul de muncă? Da. Nu locurile de muncă trebuia să-l dorești. Trebuia să-l dorești Dumnezeu, pe Dumnezeu. Deci nu trebuia nici măcar să mă intereseze cu ce o să trăiesc mâine, că am servici, că nu am servici. Trebuia să mă las dusă. Și ce venea din față, aia era de la ei. Nu e greu, că nu e greu, că îmi place, că nu-mi place, indiferent. Că mă ceartă, că nu mă ceartă, că mă desconsideră, nu mă desconsideră, indiferent, nu e acolo. Dar tu ai ales, ai zis, e greu, am plecat. Ai plecat de fiecare dată. Ai fugit. Deci ai fugit de el. Cine este el? Este greutatea. Greul acela, să rămâi acolo. Este divinul. Poate fi și greu, Doamne, dar în același timp faptul că nu vroiam să fiu condiționată? Păi cine nu vrea să fie condiționat? Ego-ul, bineînțeles. Păi. Nu accepta ceea ce ei se propunea.
Adică ar fi trebuit, nu știu, să ajung să fac un compromis, să mă duc cu bărbatul ăla care era înțepat. Ca să ajungi la situația aceea, tu ai respins alte situații, alte două situații. Deci ai mai fost în două locuri de muncă și l-ai respins acolo. Ai pus, ai zis că nu-mi place, că nu știu ce, că nu știu ce, ai pus condiții. Doamne, dar la stomatologie îmi plăcea, doar că mă desconsidera. Ce bine era, trebuia să spui ce bine e că mă desconsidera. Nu te desconsidera șefa, Dumnezeu te desconsidera. Ca să-ți reducă din mândrie, ai o mândrie acolo puternic. Dar nu știu, nu-ți dai seama. Da, păi asta vroiam să-mi dau seama și ea-și dorea oameni competenți. Foarte bine. Să las să te dai afară, nu se plăște. Ok. Dă-i acolo să te umilească. Umilința era... Umilința cui? Ego-ului. El era umilit. Și dincolo la fel, tot ego-ul era pus la greutăți. În Italia tot ego-ul a fost pus la greutăți. Deci de fiecare dată când ai fugit, te urca pe trepte mai sus cu o presiune mai mare asupra ego-ului. Și acum râiști, dacă faci la fel, mergi pe o presiune și mai neplăcută. Deci trebuie să ajungi să-ți propui să accepti o ce-ar fi. Că te ia, că te șterge pe jos cu tine, că te umilește, nu contează. Ai acolo. Pentru că situații de viață vin ca să te îndumnezească. Nu vin ca să-ți facă vreun rău. Nu-ți fac ție rău ca suflet, îi fac ego-ului. Deci e bine. Ei, în situații de viață dificilă, e foarte bine. Suferă ego-ul. Până încolo. Suferă. Mândria, Doamne, de care vorbești. Spune. Mândria de care vorbești tu, Doamne, ține de imagine de sine. Da, imagine de sine. Că cine își face imagine de sine? Ego-ul. Sufletul e slujitor. Ce era greu să fii slujitor? E slujitor. Unde te drepta, era bine. Da, du-te acolo, te duceai acolo. Fă asta, fă ce aia. Vină noaptea în gardă. Nu-ți dau nimic, nu-ți dau bani. Nu dai bani. Deci, când ego-ul suferă, sufletul se înaltă. Deci toate încercările din viață sunt ca să se înaltă sufletul. Nu ca să fugi tu de greutăți. Că fugi de Dumnezeu. Ai fugit de Dumnezeu de fiecare dată. Doamne, nu, Doamne, stai un pic. Că acum eu nu am plecat de acolo pentru motivul că nu-mi plăcea locul de muncă. Că mă duceam și în turii de noapte și orice. A fost chestia doar că șeful a zis că mă ajută, dar în spate, de fapt, era o intenție a ei. Dar nu contează, nu-l luai seama, am înțeles, nu-l luai în seama, nu vă respingeai pe ăla, gata, deci astea-s părerile mele, ce? Să stai să te dea ei afară, nu să pleci. Că să știe, avea nevoie de tine și nu te dă de afară. Deci acum când intri într-o situație din asta, vezi să nu fugi. Că tu fugi de Dumnezeu. Fugi de greutăți, fugi de Dumnezeu. Deci, cea mai mare bucurie pe pământ este... să suferi ego-ul. Deci, când vezi că ego-ul este în situații de umilință, călcat în picioare, își bat joc toți de el, este cel mai măreț lucru posibil. Este îndumnezeirea sufletului tău. De asta ai nevoie. Deci, de ce se întâmplă asta la tine? Pentru că ai o mândrie, nu știu ce, cum a venit, nu știu în ce situații ai căpătat această mândrie, ai o mândrie acolo. Un orgoliu puternic și trebuie să fie distrus, pentru că dacă te uiți la încercările din viață, la tine sunt umilințe. Deci vei fi atât de umilită cât de mare este orgoliu. Păi e bine, salvează viața. Și dacă nu reușești să fii cârpă, îți bate tot joc de tine și tu să zici, da, Doamne, fac tot ce îmi spui tu, nu? Lucrul cel mai umilitor îl fac. Pentru că înseamnă că dacă vine din față vrei tu, dacă nu reușești să ajungi în starea aceasta, rești boli. Îți spun eu, rești boli de lungă durată. Deci dacă vei fugi tot timpul și vei fugi de lecțiile lui, că greutățile sunt ca să te îndumnezească, să te curețe, să distrugă mândria. Da? Și dacă tot fugi de el, te trezești că va zice că îmi pare rău. Am încercat pe oameni și nu am putut, atunci uite să vedem ce faci la boli. Îți dă bol sau îți dă pierdere din familie. Înțelegi? Și îți ia oamenii de care ești tu atașată cel mai mult. Și îți ia. Datorită ție.
Deci tu cum ajuți pe ceilalți? Ajuți prin umilința ta. Cu cât ești mai umilă, cu cât ești mai înfrântă, cu atât îi salvezi mai mult. Pentru că vine energie prin tine și îi alimentează. Deci omul nu are nevoie de mândrie, are nevoie să fie slugă. Pentru că numai dacă este slugă, vine divinul la el. Nu poate să vină la mândrie. Dumnezeu nu vine la mândrie, vine când este slugă, când este asemănător cu el. Altfel nu intră energia. Să fie asemănător cu el, să faci ceea ce el face. El e slugă. Deci Dumnezeu e slugă, ar fi stat... Deci ce-ar fi făcut Dumnezeu în locul tău, în aceste locuri de muncă? Păi ar fi stat acolo. Îl umilea, nu era nicio problemă, pentru el era înălțare. Noi numim lucrurile pe dos. Îi spunem umilinței care îți înalță sufletul și îți purifică sufletul, îi zicem că e rea. Nu o să te bucuri că te umilesc. Înțelegi? Nu trebuia să pleci tu. Să te dea ei afară. Înseamnă că te dă Dumnezeu afară. Dacă nu te dă afară, înseamnă că este bine pentru tine. Înseamnă că lecția a fost pentru tine. Toate situațiile în care ai fost umilit a fost pentru tine. Dacă tu erai obișnuită, starea aceasta de înfrângere a inimii, adică erai îngenunchiată. Dacă erai îngenunchiată, nu putea nimeni să te umilească, că n-avea ce să umilească la tine. Te umili pentru că aveai așteptări, pretenții, un ideal, o imagine, imagine de sine, o imagine cum să te trateze oamenii, cum să te respecte. Nu ai nevoie de niciun respect. Nu ai nevoie să te respecte oamenii. Cel mai important lucru este să te calci în picioare. Dacă nu te calcă în picioare, nu e locul de muncă potrivit. Înțelegi? Deci noi avem nevoie mereu să fim umiliți. Oamenii să ne desconsidere, să nu ne acceptă, să ne respingă și noi să-i acceptăm așa. Ăia care sunt la prag, ce sunt? Erau oamenii care în pozițiile de care tu ai fugit, i-au stat. Deci aia care sunt la prag, de aia au stat. De aia sunt acolo, că se întreba părintele. Cum sunt doar 30? Păi n-am văzut mai mulți. Unde sunt sfinții ăia, milioanele de sfinți? Niciun sfânt nu e acolo. Sunt ăia care sunt jos de tot. Oamenii simple. Am văzut oameni de genul ăsta. Incredibil. Au o bunătate care te topește în apropiala. Cine? Un șofer? Un meșter? Un om al străzii? Și oameni simpli. Ăștia sunt acolo sus. Te întărește. Fiecare din situațiile astea te întărește. Doamne, spune-mi un lucru. Chestia asta că mândria asta poate fi un program și de la mama și de la tata, că niciunul dintre ei nu acceptau să fie călcați în picioare. Sigur. Sigur. Și poate nici nu ești conștientă de el. Păi mama îi spunea lui tata că eu nu scârpa ta, tata îi spunea că eu nu sluga ta și tot așa. Și vezi? Unul la altul spuneau chestia asta. Da. Așa este. Și s-a văzut asta din faptul că tu, când erai mai tânără, te îmbrăcai luxos. Da. Aia înseamnă mândrie. Și mândria Dumnezeu o distruge întotdeauna. Și oamenii nu știu, copiii nu știu, fetele nu știu. Și pun accent pe înfățișare, pe formă. Și începe transformarea vieții. Și deja și faptul că eu acum nu mai pun accent pe chestiile astea mă ajută. Te ajută, dar trebuie să fii constant în starea aceasta. Nu ai nicio așteptare și să accepti viața așa cum este. Deci cu cât te vei desprinde mai mult de idealurile omului obișnuit, nu? De speranțele lui, de așteptările lui și le renunți la ele, atât mai repede se restaurează viața ta. Să renunți. Este ca și când corpul unui om este bolnav pentru că mănâncă prea mult dulce. Cu cât mănâncă mai puțin dulce, cu atât corpul se restaurează mai repede. Deci dulcele este viața. Când nu mai vrei dulcele vieții, atunci începe restaurarea vieții. Cu cât vei fi mai umilită, te va duce în situație de umilință. Cu cât vei fi mai umilită, jignită, și umilită, da, cu atât mai sus vei urca. Cu atât se șterg programele din spate de la alții. De la părinți, pe exemplu, nu se mai manifestă în viața ta.
Da, însuși faptul că nu am un loc de muncă, că trebuie să trăiesc în restrângere, că trăiesc la țară, fără anumite chestii, că nu am o funcție în societate, asta nu înseamnă tot o umilință, o restrângere. Ba, înseamnă o restrângere, dar în continuare speranțele sunt acolo. Deci tu în confruntare trebuie să te duci într-un serviciu, în confruntarea cu oamenii, cu situațiile de viață, atunci ți se scad programele. În confruntare cu viața. Când vine șefa aceea și te critică că nu te pricepi și nu știi să faci nimic, atunci când accepti și nu te interesează și nu pui la inimă, atunci ți se curăță programele. Deci tu acolo erai la curățare de programe. Erai la purificarea sufletului. Și vei fi în continuare în situații de genul ăsta. Când te vei duce cu bucurie să te lași pe tine, lași cu bucurie, să slujești oamenii fără jenă, fără rușină, fără nu știu ce, atunci tu... adică să obții bucuria ta să fie slujirea celorlalți. Să o faci cu toată dăruirea. Când ajungi să o faci cu toată dăruirea, atunci este momentul în care programele acelea de mândrie, să mai știu eu care, se vor distruge. De slujit, îi slujesc, Doamne, oamenii. Chestia e că nu, ai dreptate, că nu acceptam umilința, să fiu umilită, mai ales criticată în fața altora. Sim. Deci aici era toată chestia la mine. Și să știi că în momentul în care accepti umilința, vei urca pe nivel superior și numai atunci. Ești tu prin umilință va trebui să treci ca să poți să fii într-o poziție mai onorabilă. Deci va trebui să treci prin umilință. Adică oriunde te vei duce, te va lua de la capăt cu aceeași situație. Până când vei accepta umilința oamenilor, jignirea oamenilor. Și nu-ți va păsa. Și tu îi vei iubi așa cum sunt. Îi vei accepta așa cum sunt. În momentul în care tu te vei comporta așa cu ei și nu te va afecta momentul în care ei te jignesc, atunci vei urca pe nivel superior și ei nu te vor mai jigni. Că nu oamenii te jignesc, Dumnezeu te jignește ca să-ți distrugă prin ei. Să-ți distrugă toate pretențiile, așteptările, dorințele, visele. Te-ai făcut idealul tot timpul în viață. Așa e? Așa e, da. Vezi? Deci numai prin ceea ce ție nu-ți convine trebuie să treci. Dar oricum nu e nevoie să le cauți, că îți vine automat. Dumnezeu îți va trimite exact ția de unde ai rămas. Exact unde ai rămas. Și până când umilința este așa de mare încât cedezi. Și nu-ți mai pare umilitor. În clipa în care nu-ți va mai părea umilitor, când vine șefa și zice că nu ești în stare de nimic și mai departe și te jignește, păi jignirea aceea era aur pentru tine. Noi avem nevoie de jigniri și de umilințe ca de aer. Ca oamenii să se poartă urât cu noi și rău. Mai acelea te îndumnezeesc. Când l-accepti, și nu te afectează și te uiți la tine. Păi nu mă afectează deloc, nu simt nimica, mă jignește, sunt cârpa omului, mă pune să fac aia și aia, mine nu mă afectează deloc. Mă critică, nu mă afectează. Că nu simți nicio durere în piept. Când oamenii te jignesc, atunci te-ai înălțat. Atunci te va lua Dumnezeu și te va duce la altă jignire și mai mare. Că tot nu scapi. Că problema omului este... El trebuie să stea confortabil, să se simtă bine, nu este umilit. Dacă te vei simți bine în momentul în care oamenii își bat joc de tine și nu vei reacționa, nu te vei supăra, atunci te-ai înălțat. Pentru că scopul vieții este să te înalți. Ai venit ca să nu te jignească oamenii. Ai venit în viață ca oamenii să se poarte frumos cu tine. Ai venit în viață ca să nu se poarte frumos cu tine. Și asta se întâmplă. Atâta timp când tu concepi viața ca o stare de bine, de comoditate, nu știu ce, va fi distrusă. Îți distruge toate așteptările, toate visele. Ce ai pus tu pe primul plan? Ții minte că discuțiile de la început, anul trecut, erau pe sistemul acesta, nu? Ce puneai tu pe primul plan? O familie unită. Fac. O
totul s-a destrămat. Bărbatul să nu fumeze, parcă a fumat. Să nu bea, a băut. Să nu pierdă banii la păcănele. A pierdut banii la păcănele. Deci tot ce ai pus tu pe primul plan ți-a distrus. Și e practic, asta este adevărat. Deci noi, întâmplările din viața noastră nu sunt și nu vin spre noi ca să obținem noi o satisfacție, o împlinire, să ni se împlinească un vis. Nu. Toate întâmplările din viața noastră vin ca să ne deranjeze cât mai mult, să ne distrugă toate visele noastre, toate idealurile noastre. Ne face țăndări. Și lucrează pe subtil. El mișcă totul. Știe despre noi totul. Nu? Ții minte că a zis, știu că tu dorești. Niciodată nu mi-a cerut nimic. Știu că îți vrei ceva foarte mult. Da? Deci el știe ceea ce dorești. Și nu poți să obții ceea ce dorești pentru că nu te-ai lăsat tot timpul. Deci să te bucuri la pierde, să te bucuri când oamenii își râd de tine. Când te desconsideră, că nu te iau în seamă, că nu te susțin, că nu te ajută, când te lasă singur. Aia este cea mai mare bucurie. Păi dai seama, vine Dumnezeu la tine și nu te susține. Dumnezeu te jignește. Păi nu e onoare? Nu e un lucru miraculos? Minunat. Să te jignească Dumnezeu, să te calce în picioare, să râdă de tine. A râs Dumnezeu de tine, șefa ta. Vezi? Tu știai și ziceai tu, Doamne, n-ai lucrurile acestea, dar uite, în practică ai zis că e șefa care mă jignește. Păi nu te-a jignit șefa, te-a jignit Dumnezeu. N-a fost bine? Da, știu că a fost bine. Și ai plecat, și ai fugit de el. Și Dumnezeu a zis, păi unde fugi, că n-ai unde să fugi? Iar o luăm de la capăt. Te-a dus dincolo, iarăși a fost cam același lucru. În Italia, același lucru a fost. Deci te-a jignit în Italia, șefa ta, și ai fugit de jignirea respectivă. Nu accepti jignirea. Exact ca la părinții tăi. Ai nevoie să accepti. Și am nevoie să accept și pierderea, Doamne, singurătatea. Singurătatea? Să mă bucur la singurătatea. Păi, cum să fie pierdere? De ce să fie pierdere? Că tot cu Dumnezeu ești. Că e singură, că nu e singură, el n-a plecat. El e tot acolo. Nu te-a părăsit niciodată. Păi de ce să fie supărat omul? Cum poate să fie căsătorit, să aibă familie, dar să fie tot singur? Da. Păi e același lucru. Că vine, el luptă ca să obțină o familie, așa, și datorită egoului care are pretenții, totul se destramă în familia respectivă. Păi unde fericirea? Că nu e nicio fericire. El este cu familie, dar este ca și când n-ar avea familie. E singur. Păi, Doamne, da. Păi, Doamne, hai să spun că atunci când eram mică, la 7 ani, când l-am pierdut, să zicem așa, pe bunicul, a fost o tragedie în viața mea. Păi, de ce tragedie? Poftim? De ce tragedie? Păi eram foarte atașată de el. Vezi? Deci m-a descoperit ceva, tata, și îți faci ușor de oameni. Păi de-aia e singură. Da. Păi. Și după ce te atașezi de oameni, încep să-i dirigezi, să-i controlezi, da? Să-i obligi să facă ce vrei tu, da? Și îi asuprești. Dumnezeu nu le dă voie să se apropie de tine. Și asta ar fi unul dintre motivele pentru care primul băiat a plecat din viața mea, când nu mă așteptam. Toți, de fapt. Pentru că e vorba de atașamentul de oameni. Da, și a început să dirigezi, să-i controlezi, să-i pui să facă ce vrei tu, e certat. E certat, da. Se vede. Se vede că e certat. Păi da, păi și mama face aceeași chestii cu tata. Și tu la fel. Exact. Și atunci ei fug de tine, că simt. Fătul o simte. Femeia chestia asta o face, ea vrea să fie cum vrea ea. Se folosește de calitățile, de frumusețea ei ca să poată să îl oblige pe bărbat să facă o ambiție aiurea, să facă ce vrea. Niciodată nu o să înțeleagă ce vede bărbatul, nu o să vadă ce vede bărbatul. Ea vrea să facă ce vrea, să-l domine pe bărbat. Vrea să fie bărbat. E absurd.
Fiecare trebuie să stea în locul lui. Să-și cunoască măsura. Știi cum mă simt, doamne, acum? Ca și cum aș fi descoperit pentru prima dată școala iubirii. Dacă nu am învățat nimic, parcă să știu totul din memorie. Ce am făcut eu până acum, în 2 ani de zile? Poate că am avut așteptări la rezultate. Da, am făcut totul pentru a obține un rezultat. Da. La fel ca majoritatea femeilor din școală bia au făcut asta. Iar dacă s-au supus bărbatul, s-au supus ca să obțină ce vor. E gata, așa se face. Îl manipulăm. Mă supun și îl pun să facă ce vreau eu. Da, și eu am vrut să-l manipulez pe doamnă. Păi da. Și poftim rezultate. A zis nu. Deci am observat asta, este generală situația asta. Oamenii întotdeauna visează la un bine pentru ei. Și își concep viața ca să fie în rândul oamenilor. Dacă toți oamenii sunt căsătoriți, au copii, asta pentru ei este un ideal. Și nu e un ideal. Idealul este să accepți umilința care îți vine din față și când reușești să o accepți, te unești cu Divinul. Idealul e Dumnezeu. Situațiile de viață vin din față și sunt continue în forma aceasta deranjantă și dificilă și cu neplăceri, cu critici, umilințe, acuzații. Sunt special ca să te ducă spre Divin, ca să înțelegi că nu victoria în situația aia concretă sau să îți împlinești idealurile este important, ci să nu ți le împlinești. Cel mai important. Pentru că numai când nu ți le împlinești, atunci îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Și dacă l-ai pune pe primul plan de la început și nu se obții ceva, o împlinire, un ideal, o virtute, mai știu eu ce, reguli și mai departe, să respecti, deci când nu îl mai pui pe ăsta pe primul plan, atunci îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. Că asta e Dumnezeu, niciun ideal. Fără idealuri, fără așteptări, fără nimic. Atunci Dumnezeu te poate surprinde, îți poate împlini orice fel de vis, dar să fii atent, să nu îl faci idol. Să nu faci nimic idol din lumea aceasta, să nu îl pui pe primul plan, că dacă îl pui pe primul plan, începi să-l pierzi. Înțelegi? Deci, să nu considerăm că împlinirea acelor vise ale noastre, acelor speranțe, este lucru cel mai important în viață. Să fim în rândul oamenilor, să facem ceea ce... Să avem și noi ce au toți oamenii. Să avem și noi o mașină mică, să avem și noi o casă, să avem o familie, să avem copii. Nu! Nu astea sunt idealuri. Sunt idealuri din lume, dar ți le distruge. Dacă pui ceva din noastră pe primul plan, le pierzi. Fiecare le pierde. Bun, omul se străduiește, face tot posibilul, se căsătorește, dar se căsătorește degeaba, că după o lună, un an, doi, s-a destramă totul. Pentru că nu l-a pus pe Dumnezeu pe primul plan. Ca ceva să rămână, să fie stabil, trebuie să-l pui pe Dumnezeu. Adică, nu situațiile respective, să fii indiferent. Că este, că nu este cu tine, că se căsătorește, că nu se căsătorește. Că ai un serviciu bun, că oamenii te umilesc sau nu te umilesc, să-ți fii indiferent. Și dacă vin și te umilesc și te înjosești și pe tine nu te supără, atunci vei promova, vei primi un loc de muncă care îl meriți. Deci oamenii nu merită situațiile, nu merită binele respectiv. Ei se luptă, îl smulgă de la Dumnezeu, dar începe destrămarea vieții. Pentru că ei pun acele lucruri pe care ei le doresc, visele acelea, le pun pe primul plan. Să am, să câștig, să obțin, să mă duc, să posed și mai departe. Deci pun lumea pe primul plan și când pui lumea pe primul plan, înseamnă că nu pui pe Dumnezeu. Dacă nu pui pe Dumnezeu, pierzi lumea. Se pierde și viața. Dacă pui viața, cine va căuta viața, trebuie aprofundată această afirmație. Va pierde. Ce înseamnă viața? Idealul, principii, reguli, virtuți. Când vrei viața, deci avantaje, bunăstare, comodități, satisfacții, plăceri, binele propriu, când le pui pe astea pe primul plan, le vei pierde. Pentru că nu pot fi ținut, nu pot fi pe primul plan. Noi nu putem beneficia de ele decât în măsura în care îl pune pe Dumnezeu pe primul plan. Dar Dumnezeu pe primul plan ce înseamnă? Să accepți viața așa cum este. Bine și cu rău. Sunt situații dificile din viață, le accepți. Nu fugi. Ele. Sunt greutăți, le accepți, că greutățile te înalță. Deci, noi punem o etichetă negativă la ceea ce, de fapt, ne înalță și ne ajută.
ai zis că dacă șefa ta, prima șefă de la stomatologie de acolo te umilea, își bătea joc de tine, zicea că nu știi nimic. Păi normal că la început oamenii nu știu, dar învață. Și cu timpul căpătai experiență, că îți dădeai toată silința. Nu trebuia să fugi. Înțelegi? Și asta, supărarea este un program. Păi sigur că da. E supărăcioasă. E supărăcioasă și știu cum tu te mânii. Nu e numai supărare, e furie. Te mânii. Îți vine să trântești, să bufnești. E așa? Exact. E așa? Așa este. Vezi? Te simte de la distanță. Te pot caracteriza tot. Păi asta și vreau, doamnă. Lasă că e destul. Și zici că mi-ajunge? Să ajung. Păi nu, păi umilește-mă maxim. Lasă că te umilesc alții. Păi lasă că o să vezi tu. Că te ia din poziție, din locurile unde ai rămas. De care ai fugit. Le ia de la capăt. Deci la ăla la care ai fugit, tu n-ai trecut clasa. Păi nu. Păi nu? Deci te ia de la început, să știi înainte. Măcar acum știu, când am trecut clasă, știu motivul. Deci tu ai fugit de greutăți, ai fugit de Dumnezeu. Ai fugit de umilință, păi era divină acolo. Cum să fugi de umilință? Și în Italia la fel, de șefa aceea care te jignea. Păi era foarte bine că te jignește, ce vrea să facă? Deci Dumnezeu te jignește. Nu, Doamne. Deci în Italia nu mă jignea șefa, ținea foarte mult la mine. Mă proteja foarte mult. Atunci de ce ai fugit de ea? Ți-am zis care a fost chestia. Dar nu conta, nu-i acordai atenție, nu-ți păsa. Pentru că și eu țineam la dânsa și nu vroiam să... Vreau să fac cam ce vrea ea, dar ea vroia... Ți-am zis ce vroia. Să mă pună la locul meu, să mă vadă măritată, să mă vadă cu prietenul ei împreună. Și eu nu am acceptat asta. Și de-aia am fugit. Am înțeles. Puteai să o refuzi. Dar ea acum nu te dă de afară, că avea nevoie de tine. Nu știu, că pe alte două colegi văd că le-au dat afară. Da? Dar pe tine de ce nu te-a dat afară? Păi eu am fugit. Că să nu mă dea. Am plecat de bunăvoie. Bine, bine că știi acum care sunt temele tale. Da, mândria, umilința. Da, jignirea nu accepti. Critica, da. Nu, ce? Îngândește că nu e șefa ta care te critică, e Dumnezeu care te critică. Dumnezeu trebuie să ne îndumnezească și așa face El. Distruge tot ceea ce zicem că noi, că e prețios. Doamne, ajută-mă să înțeleg un lucru. Neatenția, de unde vine? Pentru că de câte ori căutam să fiu atentă la locul de muncă, făceam numai prostii, nu eram atentă. Cu cât vroiam să îmi dau silința să învăț, cu atâta mă duceam pe invers. Și aici ai dorința? Făcea pe invers. Păi mă duceam pe invers. Nu eram atentă și făceam numai prostii. Făceam pe invers. Vroiam să memorizez, îmi dădeam silința. Totul era pe invers. Deci încurcai. Îi supărai? Nu, făceam boacăne eu. Ce boacăne? Și la boacăne ce făceau cu tine? Nu, mă umileau. Mă certau, colega mă certa. Spunea, băi, ți-am zis de mii de ori că așa se face. Tu nu ți-ai minte ce-i cu tine. Și mă umilea. Ia o copilă și mă umilea. Păi de ce nu ți-ai minte? Pentru că aveam nevoie și umilită. Yes. Deci pentru că nu acceptam să mă consider mai proastă. Păi vezi, mândrie. Mândria, doamnă. Da. Și mândria asta te va duce în situații umilitoare tot timpul. Și nu ești din el, o viață întreagă. Ce contează? Te dai silința și te supui și unui copil. Da. Deci nu eram atentă, nu memorizam din cauza mândriei. Da.
Doamne, cum se leagă lucrurile. Ce poate să facă mândria asta? Da, și a primit-o de la părinți. Uh-huh. Exact cum au auzit. Ce, o să fiu eu cârpa ta? Ce, o să fiu slujitoarea ta? Ce, o sluga ta? Sluga ta? Deci, asta e tema, vizitare. Pune să depășești acesta, trebuie să depășești clasa asta cu sluga. Nu ai depășit-o. Și cu singurătatea. Lasă singurătatea că să fii înainte slugă, sluga tuturor și apoi se rezolvă și cu singurătatea. Da, nu. Da, ai dreptate.